ascultă. Pune mâna pe asta, așa. Hai de aici. Haideți, haideți, cu toții, sigur. Pune mâna acolo. Așa. Așa. Bravo! Da, sau îl păstrezi tu, când crești mare poate să ai autostradă. Și uite, așa a fost inaugurat astăzi primul metru de autostradă din Botoșani. N-au lipsit indicatoarele rutiere, bornele și toate cele necesare pentru o circulație regulamentară pe o autostradă. A fost o simulare de inaugurare, dar care poate va avea un ecou. Am hotărât să facem toate orașele din Moldova, pe cât mai multe orașe din Moldova, manifestări în semn de suport pentru inițiativa lui Ștefan Mandache și semn de suport pentru locuitorii Moldovei, o regiune uitată de guvernanți, nu de ieri de azi, ci de 30 de ani. Din păcate avem în fiecare zi motive să ieșim în stradă. Sperăm ca tot ce se întâmplă în România la ora actuală să se vadă și în afară, să există presiuni și de la cei care pot face presiuni. Mă tem însă că nesimțirea, surzenia și orbul găinilor care a dat în guvernanții de la noi și în oamenii care ar putea face ceva, toate aceste lucruri sunt la un nivel groaznic. 30 de ani nu s-a făcut un kilometru de autostradă. Și astăzi a inaugurat simbolic primul kilometru de autostradă. Da, de la... Da, îl strică copiii. Da, e bine să strice copiii, bine că-l avem. Bine că l-am. Dragnea a anunțat astăzi că au început lucrările la autostrada Moldovei pe la Bacău. Cine e Dragnea? Deși pare greu de crezut, mai sunt și botoșeneni care nu vor deloc autostradă. Nu vreau autostradă, eu vreau cale ferată Botoșani-Hârlău, Dorohoi-Siret și Dorohoi-Herța. Dar de ce nu vreți autostradă? Că acolo se vor plimba puturoșii. Oamenii munci ar trebui la muncă, toți ăștia, Hârlețul, Lopata și Răuz, la construirea căi ferate Botoșani-Hârlău. Nu se plimbe, să muncească. Construcția unei autostrăzi este o chestiune de durată. Consolarea este că generația ce vine din urmă va beneficia de eforturile părinților și bunicilor lor. Am venit pentru că mama mi-a zis să vin, pentru că poate când o să fiu eu mai mare, o să fac o autostradă, pentru că noi am făcut asta. Și am venit ca să fie bune autostrăzile, ca să pot merge mai bine și mai repede în excursie. Acest protest a fost organizat de către Asociația Mișcarea pentru Dezvoltarea Moldovei.